Pandemia și-a pus profundă amprenta asupra economiei. Rata șomajului a crescut atât la nivel național, cât și la nivelul județului Mehedinți. La sfârșitul lunii februarie au fost înregistrați 6.281 de șomeri mehedințeni, dintre care 2.775 sunt foarte greu ocupabili pe piața muncii. Rata șomajului a crescut puternic pe fondul crizei create de pandemie. Milioane de oameni au rămas fără loc de muncă în întreaga lume. Același lucru s-a întâmplat și în județul Mehedinți, unde în prezent 6.281 de persoane se află în șomaj. La sfârșitul lunii ianuarie 2021, evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți erau înregistrați 6.281 de șomeri, din care 2.796 de femei. Rata șomajului înregistrată în județul nostru la data de 31 ianuarie fiind de 6,16%. Comparativ cu sfârșitul lunii decembrie 2020, la sfârșitul lunii ianuarie, rata șomajului a înregistrat o scădere cu 0,22 de puncte procentuale, de la valoarea de 6,38 la valoarea de 6,16%, cât a fost la sfârșitul lunii ianuarie 2021. Din totalul de 6.281 de șomeri înregistrați în evidențele noastre, 1.784 sunt șomeri care beneficiază de indemnizații de șomaj din partea noastră, iar diferența de 4.497 sunt șomeri neindemnizați. Totodată, persoanele aflate în șomaj pot merge la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, unde sunt disponibile în acest moment 144 de locuri de muncă. Este un total de 144 de locuri declarate de mai mulți angajatori din județul nostru. Așa, după cum veți vedea, paleta de meserie este foarte diversificată. Aceste 144 de locuri sunt următoarele. Ajutor de bucătar 3 locuri, administrator 1, agent de vânzări 1, administrator imobile 1, barman 2, bufetier 2, bucătar 2, contabil 1 loc, coafor 1, cameristă 1, dispecer 7, diriginte de șantier 1, dulgher 7, economist 1, electrician 1, firar betonist 3, finisori interioare 5, femeie de serviciu 8, gestionar 1 loc, inginer electromecanic 1, inginer mecanic 1, instalator 1, lucrător room service 2, lăcătuș mecanic 1, laborant 1, lucrător comercial 4, lăcătuș mecanic întreținere 1, măcelar 1, mecanic auto 2, manipulant mărfuri 7, muncitor necalificat pentru vopsitorie 1, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 5, muncitor necalificat în construcții 3, muncitor necalificat în agricultură 1, mașinist mașini mecanică ușoară și grea 1, operator fabricare mezeluri 1, operator fabricare nutrețuri 1, ospătar 10, operator calculator 3, pompagiu 1, recepționer distribuitor 3, șofer 15, supraveghetor hotel 2, sablator 3, spălător auto 3 locuri, stivuitorist 2, sudor 1 loc, tubulator naval 1, tâmplar universal 2, vopsitor în lemn 1, vânzător 2 locuri, vopsitor industrial 4 locuri și 7 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Mai multe informații se pot obține de la sediul AJOFM Mehedinți.